Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă reocupați locurile. Suntem bucuroși pentru prezența Domnului, pentru cercetarea Duhului Sfânt și pentru inima poporului lui Dumnezeu, pentru speranța poporului lui Dumnezeu, pentru cântările de laudă dedicate Domnului, pentru rugăciunile îndreptate către Domnul, pentru poporul acesta care se pregătește în cinstea Domnului prin cântări de laudă și în toate felurile care îl onorează pe Domnul. Suntem foarte bucuroși și ne bucurăm în numele Domnului. Ne bucurăm că ne-a chemat Dumnezeu ca să-L slujim, să-I cântăm și să ne exprimăm dragostea și recunoștința pentru că este Dumnezeul nostru. Noi sau cineva din casa noastră am trecut prin boli, prin necazuri și Dumnezeu a fost vindecarea noastră. Cum să nu-I cântăm Domnului? Ar fi nedrept, ar fi necinstit. Mulțumim oamenilor pentru că ne face un bine, dar cum să nu-I mulțumim Domnului că ne face din abundență bine? Frați și surori, în ciclul de lecții biblice, denumit Întrebările Bibliei, în seara aceasta am ajuns la lecția numărul 11, care se numește De ce stați și vă uitați unii la alții? Această întrebare este adresată copiilor de tatăl său. Ea surprinde responsabilitatea unui tată care face totul într-o perioadă de criză și este mirat și surprins de nepăsarea copiilor lui, care erau adulți, aveau familii. Această întrebare demască păcatul comodității, al conformismului, leneviei spirituale. Era o perioadă de 7 ani de secetă. Nu mai erau cereale și resurse de hrană nici pentru oameni, nici pentru animale. Populația intrase în panică. Oamenii efectiv nu mai aveau ce să mănânce. Erau amenințați să moară de foame, ei și animalele lor. Și întrebarea aceasta surprinde mirarea unui tată care se uită la copiii lui care nu făceau nimic. Și el mirat îi întreabă, de ce stați și vă uitați unii la alții când ar trebui să faceți ceva? Măcar dacă muriți, muriți făcând ceva, nu stând degeaba. Vespasian, tatălui Titus care a dărâmat Ierusalimul, care a dat foc templului în anul 70, a fost bărbatul care a murit în picioare. Când a simțit că moare, a vrut să intre în istorie, a fost un om ambițios, un om puternic și a spus celor care erau lângă el, ridicați-mă în picioare să-mi dau sufletul în poziție verticală. A intrat în istorie ca un om care a murit în picioare. Așa a trăit, așa a murit. Aș vrea să privim în cuvântul Domnului în seara aceasta și pentru timpul care ne-a mai rămas. A fost mai multă muzică decât de obicei, însă am vrut să-L lăudăm pe Domnul și să onorăm frații noștri, surorile care au vrut să cânte. Vreau în primul rând să ne uităm la cum se autoevaluează oamenii care se uită unii la alții în loc să facă ceva. Ce spun ei despre ei? Vom fi și noi surprinși ca și tatăl lor să constatăm că ei nu se văd vinovați că stau degeaba. Dimpotrivă, lor li se pare că e normal să stea degeaba, că doar ce să facă? Frații lui Iosif au privit doar la calitățile lor, uitând că au și defecte. Și primul lucru pe care ei l-au supraapreciat la ei a fost integritatea. Ei spun despre ei, noi suntem oameni de treabă. Este adevărat că erau oameni de treabă, dar noi știm anumite experiențe deosebit de păcătoase din viața lor când n-au mai fost oameni de treabă. Doi, ei vorbesc despre adevăr, spun, fratele nostru care a dispărut, l-au mâncat fiarele.
lucru care nu era adevărat. Ei au intenționat să-l omoare și l-au vândut pe bani, așa cum noi vindem un obiect. De asemenea, sunt foarte suspicioși și bănuitori. Și atunci când Iosif, vrând să le facă bine, îi bagă în casă ca să le dea să mănânce, ei între ei spun, vor să se năpustească asupra noastră și să ne ia măgarii. Auziți dumneavoastră, ministrul Egiptului, care în vremea aceea era mai mult decât e America astăzi, se bucura la măgarii lor. Aveau și ei 10 măgari, ăștia erau super bogații lumii în vremea aceea, aveau resurse pentru hrană încât vindeau la o lume întreagă, ei erau sărași lipit pământului, aveau niște măgari de li se vedeau coastele și ei spun, ăștia vor să ne fure măgarii. Te bufnește râsul. De asemenea, ei spun că sunt pocăiți și spun unii către alții, nu vă spuneam eu, zicea Ruben, că o să ne ajungă păcatul că ne-am vândut fratele și că Dumnezeu o să ceară sângele lui din mâna noastră? Dar în ciuda acestui sentiment de vinovăție, nu au avut puterea să meargă la tatăl lor și să spună, tată, noi l-am vândut pe Iosif și tot timpul l-au lăsat să creadă că l-au mâncat fiarele sălbatice. Timp în care se mulțumeau cu sentimentul de vinovăție, dar n-au făcut nimic să-și îndrepte vinovăția. Pocăință înseamnă nu să simți părere de rău pentru ce ai făcut doar, ci să faci tot ce stă în putință să îndrepți răul care l-ai făcut, dacă mai este posibil să-l îndrepți. Cum evaluează tatăl lor atitudinea lor? În primul rând, tatăl lor evaluează lenevia și comoditatea lor ca o lipsă de viziune. Din toate țările venea lume în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, că în toate țările era foamete mare, iar acești bărbați care aveau familie, aveau copii, stăteau liniștiți și se uitau cum le moare familiile și animalele de foame și n-aveau nicio viziune pentru viitor, n-aveau niciun gând. Se uitau ei la animalele lor care cădeau din picioare de foame și n-aveau nicio perspectivă, stăteau așa cu mâinile încrucișate. Și tatăl lor se uită la ei și spun, mă copii, ce-i cu voi? Sunteți oameni mari, n-aveți nicio viziune, n-aveți niciun plan. Cum vă permite să stați cu mâinile încrucișate într-o perioadă de criză? Al doilea lucru de care se miră tatăl lor e nepăsarea. Când a auzit Iacov că este grâu în Egipt, adică tatăl lor, a zis, de ce stați mă și vă uitați unii la alții? Tatăl lor a auzit că e grâu în Egipt, dar ei n-au auzit. Pe ei nu interesa vești de genul acesta. De ce îl interesează pe omul flămând mai mult decât de o bucățică de pâine? De ce îl interesează pe cel ce moare de sete mai mult decât o picătură de apă? Și ei mureau de sete și nu interesau zvonurile care circulau că este grâu în Egipt. Și tatăl lor este surprins de nepăsarea lor și îi întreabă, cum vă permiteți mă să stați și să vă uitați unul la altul, timp în care muriți de foame voi și nevestele voastre? Al treilea lucru de care este surprins Iacov este irresponsabilitatea lor. Spune cuvântul, coborâți-vă mă copii și cumpărați grâu de acolo ca să trăim și să nu murim, că văd că n-aveți niciun plan. Aveți nevoie de mine, om bătrân, și la vârsta aceasta aveți 20, 30 de ani, 40 de ani unii dintre voi. Aveți nevoie să vă spun eu ce să faceți? Nici acum nu știți să vă protejați familiile? Nici acum nu sunteți în stare să vă hrăniți copiii și într-o situație de criză să vă descurcați și voi cum se descurcă alții? Sunteți nepăsători, n-aveți niciun plan și sunteți irresponsabili. Dacă am văzut cum se autoevaluează ei, pozitiv. Dacă am văzut cum îi evaluează tatăl lor, negativ. Haideți să observăm cum îi evaluează Dumnezeu. Însă n-aș vrea să surprind acum doar cum îi evaluează Dumnezeu pe ei, ci trecem dincolo de limita timpului și aș vrea să observăm cum evaluează Dumnezeu pe oamenii care se fac vinovați de păcatul omiterii, al nepăsării, al irresponsabilității, a statului cu mâinile încrucișate, timp în care în jur se moare și este o stare de război.
Biblia nu apreciază oamenii care stau și se uită nefăcând nimic, timp în care este așa de mare nevoie de lucrători. Spunea Domnul, mă uit, văd lucrarea și cu regret puțini sunt secerătorii. Puțini sunt secerătorii. Mă uit la nevoia lucrării lui Dumnezeu și constat că oamenii sunt ocupați, unii cu nevestele lor, alții cu mașinile lor, cu boii lor de odinioară, alții cu proprietățile lor, dar cu lucrarea lui Dumnezeu, puțini oameni sunt preocupați. Mare-i secerișul și puțini sunt lucrătorii. Oamenii stau și nu-i mustră conștiința, timp în care este o stare de război în secerișul lui Dumnezeu. Această întrebare surprinde păcatul omiterii. De ce stați? Pe care Hristos îl demască în Matei, în capitolul 25, versetele 41-46. Plecați de la mine, blestemaților, fiindcă am avut nevoie să fiți undeva, să faceți ceva, să dați ceva și nu ați fost, nu ați făcut, nu ați dat. Oamenii care stau într-o perioadă de criză se fac vinovați de păcatul omiterii, al nefacerii. Cine știe să facă un lucru, Iacov 4:17, și nu-l face, săvârșește un păcat. Dragul meu frate, în timp ce stai și te uiți cu ochii și vezi cât de mare este nevoia să te ridici și să întinzi o mână, atât cât poți, și nu o faci, nu înțelegi că asta este un păcat, tocmai păcatul de care pretinzi că te ferești. Te ferești să nu fumezi, să nu consumi alcool și bine faci. Timp în care te faci vinovat de păcatul că stai degeaba, într-o perioadă când este stare de război și oamenii mor de foame. De ce nu te ridici că ești om tânăr? De ce nu te ridici în cinstea Domnului că ești om mântuit? Ești soldatul lui Iisus Hristos și regele ți-a dat exemplu că nu și-a permis nici să mănânce, că era lângă el o persoană nemântuită și a spus ucenicilor, mâncați, eu n-am timp să mănânc, eu trebuie să mântuiesc persoana aceasta care merge în iad. Cum îți permiți să stai când exemplul pe care ți l-a lăsat Hristos, pe care pretinzi că-l urmezi, a fost unul că nu și-a permis nici să stea să mănânce, pentru că era stare de război, era o stare de alertă maximă. De ce nu întinzi o mână când ai putea să întinzi două? De ce nu faci ceva când ai putea să faci mai mult decât atât? Cum îți permiți să stai și să te uiți cu ochii când Domnul tău a venit pe pământ și și-a dat viața pentru ceea ce tu nu faci niciun pic? Cât de cinstită este atitudinea aceasta? De ce stai și te uiți? De ce nu pui mâna? Dacă nici Iisus, care a murit pentru noi, nu te motivează să te ridici și să pui mâna la treabă, cine altcineva te-ar mai putea ridica din starea de confort păcătos în care stai? Păcatul de omitere demască în primul rând absența Duhului Sfânt. Este imposibil ca un om să fie călăuzit de Duhul și Duhul să-l călăuzească să stea degeaba. Este imposibil ca un om să fie călăuzit de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să-l călăuzească să stea și să se uite cu ochii. Este imposibil. Când Duhul Sfânt călăuzește pe un om, îl călăuzește să lucreze. O altă posibilă explicație este o pornire răutăcioasă a cuiva să nu facă nimic doar pentru faptul că vrea, nefăcând nimic, să se răzbune pe cineva sau pe lucrarea lui Dumnezeu, în care nu face nimic și nefăcând nimic, lucrarea lui Dumnezeu să nu meargă. Asta poate fi în anumite situații o atitudine bună, în alte situații o atitudine rea. Să mă explic. Sunt situații rare când asta este porunca lui Dumnezeu. Este o atitudine bună. Sunt situații dese când asta
este împotriva poruncii lui Dumnezeu. Este o atitudine greșită. Care este diferența între cele două și cum le deosebim? În primul rând, asta este porunca lui Dumnezeu. Deoarece oamenii sunt depășiți de situații și atunci Dumnezeu se implică și le spune oamenilor: stați liniștiți și lăsați-mă acum pe mine. Exod 14:14. Dar voi stați liniștiți și lăsați-l pe Domnul. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul în ziua aceea, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Exod 14:13. Iată dar, a sta aici este porunca lui Dumnezeu. Dar nu e vorba de a sta în timpul slujbei, ci este vorba de a sta prin credință, lăsându-L pe Dumnezeu într-o situație limită, să-și arate slava și să se proslăvească. 2 Cronici 20:17. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă și stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul. Iată dar un alt exemplu când porunca nu este să faci, să facă ceva, ci să stea. Dumnezeu îți spune să stai liniștit atunci când te afli într-o situație disperată și ești depășit și orice ai face nu-i suficient. Atunci Dumnezeu, cântărind situația, spune: stai liniștit și lasă-mă pe mine, acum se proslăvește Domnul. Atunci trebuie să stai, dar situațiile acestea sunt rare. De obicei, noi trăim în normalitate unde nu trebuie să stăm, pentru că putem controla situația. Când putem controla situația, trebuie să muncim. Când nu mai putem controla și suntem la pat cu cancer sau altă boală terminală, atunci Domnul spune: stai liniștit și lasă-mă pe mine să fac ce nu pot face medicii din Chicago. Lasă-mă pe mine să fac ce nu vor să facă avocații. Lasă-mă pe mine să fac ce nu poate nimeni să facă. Stai liniștit să-și arate Dumnezeu slava. Dar acestea sunt situații rare. Situațiile dese sunt următoarele. De ce stai? Ridică-te și fă ceva. Roagă-te, postește, scoate portofelul, scoate scriptura, cântă, predică, fă ordine, în numele Domnului fă ceva. Faceți diferența? Asta, însă, de cele mai multe ori e împotriva poruncii lui Dumnezeu, deoarece sunt lucruri pe care noi putem să le facem și nu vrem. Nu ar fi putut îngerul care s-a dus la Petru și l-a trimis în casa ofițerului Corneliu să predice mai bine decât el? Ba da. Dar s-a dus la Petru și i-a spus: Petre, du-te și predică. Îngerule, du-te tu și predică, că așa cum predici tu, n-am eu cum să predic. Nu, tu trebuie să te duci, nu mai stai aici pe acoperiș. N-ar fi putut îngerul să predice ministrului de finanțe din Etiopia mai bine decât Filip? Ba da. Și Filip n-ar fi putut să-i spună: îngerule, du-te tu la omul acela și predică-i. De ce mă trimiți pe mine? Eu sunt doar un diacon. Nu, du-te tu. Din punct de vedere al slujirii, asta este un păcat. Din punct de vedere al slujirii, asta este un păcat. Observați, de ce stați și nu faceți nimic? Cum vă permiteți? Împărăția în care ați intrat are nevoi, nu le vedeți, nu vă pasă de ele. Sunteți membri în această împărăție. Aici nu mai e vorba de un om, de altul, e vorba de împărăție. Aici nu mai e vorba de colegii tăi de lângă tine care sunt buni sau răi, e vorba de împăratul împărăției. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să aduceți stămâie. 2 Cronici 29:11. Neemia 13:21. I-am mustrat și le-am zis: de ce stați? Matei 20:6. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe unii stând degeaba în piață și le-a zis: voi de ce stați aici toată ziua și nu faceți nimic, mă? Când e vorba de slujire, nu-i voie să stai. Când vine cancerul și nu mai ai ce face, atunci stai liniștit, că oricum n-ai ce face și lasă-L pe Dumnezeu să se proslăvească. Când ai dat ultimul cent și nu mai ai ce să dai, fii liniștit că are Dumnezeu pe altul. Dar când mai ai un cent, dă-l. Doar atunci când nu mai poți să faci nimic, trebuie să stai liniștit.
Dar când mai poți mișca un degețel, mișcă-l, că Dumnezeu așteaptă să-l miști. Mișcă-l! Ce acasă? Doamne, n-am nimic. Fii sinceră, ce acasă? Doamne, am două, trei picături de un de lemn pe fundul unui vas. E egal cu zero. Nu e egal cu zero. Du-te acasă! Și cere multe vase de la vecini pentru că vreau să-ți înmulțesc un de lemn. Atâta timp cât mai ai puțin, să nu crezi că este puțin. Pentru că ce binecuvintează Dumnezeu nu-i puțin. Bărbați galileieni, de ce stați? De ce stați? Întoarceți-vă în camera de sus și rugați-vă până va veni peste voi o putere. Când puterea aceea va veni peste voi, să știți că veți fi în stare să mergeți și să faceți slujbă pentru împărăție. De ce stați? Ridicați-vă la rugăciune, la stăruință, la studiu biblic, la misiune. Nu mai stați! Poți să stai și din seara aceasta încolo. Milioane de oameni stau. Întotdeauna în istorie cei mai mulți au stat și Dumnezeu a făcut treabă cu cei mai puțini. Nu bogații lumii dau bani pentru împărăție, săraci. Nu cei care au mult dau bani pentru împărăție, cei care n-au. Nu deștepții predică. Nu neapărat ei. Dumnezeu poate să își ducă mai departe interesele împărăției, cu mine sau fără mine. Dar la sfârșit se va putea și cu mine și fără mine. Starea de liniște pe care oamenii o au poate fi bună în anumite situații sau rea în alte situații. O biserică bună, adică o biserică spirituală, este aceea în care oamenii sunt liniștiți și cuminți, au un duh blând și liniștit. Dar îmi veți spune, frate Luigi, mai devreme ai spus că oamenii trebuie să fie plini de râvnă. Exact cum este într-un stup de albine, unii încolo, alții încoace, o activitate abundentă. Nimeni să nu stea, toată lumea să facă ceva. Cum acum ne spui că o biserică bună și sănătoasă și duhovnicească e o biserică în care oamenii stau liniștiți? Insist să vă concentrați bine la ceea ce urmează să spun acum. Aici, asta este o calitate. Pentru că aici, asta înseamnă pocăință, caracter, omenie, echilibru, maturitate spirituală. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem acolo. Ierusalimul va fi liniștit, nu agitat, dar va fi liniștit în slujire, nu, în mântuire, în credință. Să căutați să trăiți liniștiți și să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Nu-i vorba de slujire, e vorba de credință. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Nu-i vorba de slujire, e vorba de credință. Ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu-i vorba de slujire, e vorba de credință. Poate fi o biserică duhovnicească atunci când se numește bun. Un om care nu are caracter, care e tot timpul nervos, care e tot timpul agitat, pus pe ceartă, nemulțumit, negativist. Frați și surori, din punct de vedere al mântuirii, noi trebuie să fim oameni liniștiți. Trebuie să avem o stare de liniște și de confort spiritual și sufletesc. Pentru că sufletul nostru este asigurat pe baza jertfei lui Iisus Hristos. Din punct de vedere al mântuirii, noi avem liniște, suntem liniștiți. Din punct de vedere al slujirii, nu mai suntem liniștiți, suntem neliniștiți. Cum vă așteptați să fie un predicator plin de pasiune? Să creadă ce spune, să spună lucruri cu înțeles, lucruri cu sevă. Cum vă așteptați să fie un cântăreț plin de pasiune, să cânte în numele Domnului, să curgă lacrimi? Cum vă aștepta să fie un slujbaș care merge? Să meargă înainte, nu înapoi, să nu facă doi pas în față, trei în spate, ci să meargă și să înainteze. Dacă faci ceva, fă cu râvnă.
Dacă faci ceva, fă cu pasiune. Dacă tot faci, fă la nivelul excelenței. Din punct de vedere al slujirii, fii agitat. Fii neliniștit. Fă. Fii plin de pasiune. Ridică-te, ridică-te. Dacă dai, dă cu inimă largă. Dacă cânti, cântă cu inimă. Dacă predici, predică ca și cum n-ai mai predica o a doua oară. Acum e ultima oară. Dacă faci un bine, fă-l omule cât poți de bine. Pune-ți toată inima, pune-ți tot sufletul, pune-ți toată abilitatea în ce faci. Fă-l ca pentru Domnul, fă-l la nivelul excelenței. Dar când e vorba de mântuire, nu de slujire, fii un om plin de pace, fii liniștit, fii un om blând, fii cu minte, nu țipa, nu te enerva, dacă cineva te înjură, lasă-l în pace, că Dumnezeu într-o zi îl va pune să plătească. Dacă cineva te vorbește de rău și spune că tu ești așa, că nevastă ta este așa, că bărbatul tău este așa, că copiii tăi sunt așa, că... Ascultă-mă, nu te răzbuna, fii liniștit. Aici fii liniștit, nu în slujbă fii liniștit. Când e vorba de mântuire, oamenii sunt certăreți, bârfitori, partide și numai probleme creează. Când e vorba de slujire, în loc să se ridice în numele Domnului, stau liniștiți pe bancă și n-are cine să predice, n-are cine să cânte, n-are cine să se ducă, n-are cine să dea și în casa Domnului este lipsă. Și Domnul spunea în Maleahii, capitolul 3, versetul 15, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile, pentru că vreau să fie abundență în casa mea. Casa mea este ca mine. Eu sunt un Dumnezeu care am totul. Cum vă permiteți să lăsați casa mea? Acum vă dau doar un exemplu legat de finanțe, pentru că acesta este evident în Scriptură, dar pot da oricare alt exemplu. Un Dumnezeu care are totul să rămână cu casa goală, să nu aibă slujbași în toate privințele, să n-avem ușieri, să n-avem oameni care conduc basul, să n-avem oameni la sunet, să n-avem oameni la Bethany Land, să n-avem oameni la școala duminicală, să n-avem oameni la fanfară și la cor, să n-avem oameni în comitet. Dar cum ne permitem să ne batem joc de numele Domnului? El care a făcut universul întreg, a ajuns să nu mai aibă oameni care să-L onoreze, are armata Americii oameni, are Bin Laden teroriști, are toată lumea tot ce trebuie și Dumnezeul slavii și al gloriei nu are slujbași? Crezi că este cinstit? Iar unii dintre cei care i-are, unii dintre cei pe care împăratul îi are, sunt atât de liniștiți, încât dacă îi pui să facă ceva, mai bine faci tu. Pentru că îl fac în așa fel încât mai trebuie făcut odată. De ce stați în slujbă? De ce stați? Când e vorba de mântuire, trebuie să fim cuminți, oameni ai păcii, liniștiți, politicoși, amabili. Când e vorba de slujire, ridică-te în numele Domnului și cu toată viteza de care ești în stare, predică, cântă, administrează, adu, du-te, vorbește, fă ce faci, fă cu râvnă. O biserică slabă, o biserică firească este aceea în care oamenii sunt liniștiți și nepăsători și n-au niciun interes pentru slujire. Aici, asta este un defect. În ceea ce privește mântuirea, a fi liniștit este o calitate. În ceea ce privește slujirea, a fi liniștit este un defect. În ceea ce privește mântuirea, e vorba de caracter. Fii un om de caracter, fii un om pașnic. Nu te certa cu nimeni. Nu te răzbuna pe nimeni. Nu răspunde cu rău și cu ceartă la cel care, datorită nepocăinței sau neatenției, te jignește într-un fel. Nu-i răspunde la fel. Aici fii liniștit. E o problemă de caracter. Este problema mântuirii. Dar când e vorba de slujire, aici nu mai e problema mântuirii. Aici nu mai e o problemă de caracter, ci e o problemă de slujire. În slujire trebuie investiție, trebuie energie, trebuie mișcare, trebuie activitate, trebuie râvnă, trebuie pasiune. Ridică-te și slujește-L pe Domnul! Auzim însă că între voi sunt unii care trăiesc în neorânduială și nu lucrează nimic? Stau degeaba. Totodată, spunea Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, cu 13, despre văduve. N-am avut niciodată posibilitatea să spun următorul lucru. Nu orice femeie văduvă, din punct de vedere social, este văduvă după Scriptură.
Și aici spunea Pavel, se obișnuie să umble fără nicio treabă din casă în casă și să se ocupe de tă. N-au nicio treabă. Poate fi o biserică duhovnicească când se numește bun omul care n-are niciun interes pentru Dumnezeu, omul care nu se implică, omul care ar putea să facă și nu vrea. Nimeni nu va fi răsplătit pentru că a stat liniștit, pentru că răsplata se ia în urma slujirii. Însă toți vor fi mântuiți pentru că au stat liniștiți, pentru că mântuirea se ia prin credință. Mântuirea se capătă prin credință și este o problemă de conduită, de caracter. Omul în caracterul lui trebuie să fie liniștit. Dar în ceea ce privește răsplata, ea se ia datorită slujirii și aici nu mai trebuie să fii liniștit. Aici trebuie să fii un om de acțiune, un om care ești neobosit. Aș vrea, apropiindu-mă de încheiere, să observăm importanța verbului activ în împărăție. Toate poruncile stăpânului au în vedere acțiunea, inițiativa, lucrul, nici de cum inactivitatea. Priviți, vă rog, la verbe care înseamnă, fă ceva, de ce stai liniștit și te uiți la mine? Matei 11, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 28, duceți-vă și faceți și botezați-i. 1 Împărați 18 cu 34, mai faceți lucrul acesta încă o dată, spunea Ilie, și mai faceți-l încă o dată, și mai faceți-l încă o dată. Ezra 10 cu 11, despărțiți-vă de popoarele acestei țări. Psalmul 105 cu 4, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Psalmul 100, versetul 4, intrați pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L, binecuvântați-L. Verbe care înseamnă acțiune, verbe care înseamnă muncă, verbe care înseamnă pasiune, verbe care înseamnă ceva, fă ceva, ridică-te, de ce stai și te uiți la cel de lângă tine? De ce stați și vă uitați unii la alții? Isaia 42 cu 10, cântați Domnului o cântare nouă. Efeseni 4 cu 32, iertați-vă unii pe alții. Vegheați, dar, cu luarea minte asupra sufletelor voastre. Iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Mi-am notat foarte multe verbe care arată acțiunea unui credincios pentru numele lui Dumnezeu, un om care nu-și permite să stea liniștit. Cât trăiește un om pe pământ? Aproximativ 60-80 de ani în mod normal. Știți care este unul dintre regretele vieții mele? M-am pocăit la 21 de ani. Am alergat pentru Dumnezeu cât am putut, însă am sentimentul că am alergat puțin. Lucru de care îmi pare rău este că n-am alergat mai mult pentru Domnul. N-am predicat mai mult, n-am slujit mai mult, n-am făcut de cunoscut pe Dumnezeul meu mai mult. Regret lucrul acesta. Toate celelalte lucruri au ruginit, nu le regret. Au fost odată noi, altădată vechi. Odată mari, altădată mici. Odată tinere, altădată bătrâne. Dar lucrul pe care îl regret este că n-am făcut mai mult pentru Împăratul. Nu știu cât mai am, dar mai am un pic și mă voi întâlni cu El. Și știu că nu o să conduc mașina când mă întâlnesc cu El și nici nu o să stau în strada mea de pe Michael, în casa mea de pe Michael Court când mă întâlnesc cu El și nici nu o să fiu îmbrăcat cu costumul ăsta, cel mai bun costum al meu. Și nici nu o să am aparatul ăsta de amplificare, cel mai bun al bisericii, nu. O să mă duc doar omul din lăuntru la El, fără nimic din materia pentru care am muncit o viață întreagă. Și atunci o să spun, Doamne, îmi pare rău că am făcut puțin pentru Tine. Și pentru mașina mea se vor certa copiii mei care s-o ia. Și pentru casa mea se vor certa copiii mei cum s-o împartă. Și cine știe, hainele mele vor fi duse la Caritas sau nu mai știu unde. Dar sufletul meu se va duce la Domnul și atunci o să-mi pară rău că n-am făcut mai multe pentru El. În seara aceasta mă bucur pentru că acest cuvânt confruntă inima mea și îmi spune, de ce stai? De ce-ți permis să stai? De ce n-ai inimă pentru Domnul?
De ce te odihnești timp în care ar trebui să-ți dai sufletul pentru Dumnezeul tău? Dacă ți-e stăpân, fii o slugă! Dacă ți-e rege, fii un slujitor! Care este motivația oamenilor care slujesc în împărăție? Ei neglijează obstacolele. Vă dau câteva exemple. Fac pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. De multe ori am fost întristat, am fost pus de multe ori în situația să spun: lăsați-mă în pace cu predicarea, că în viața mea nu mai predic. Mă duc și fac altceva, vând mașini, fac ceva, dar nu mai vreau să mai vin în biserică și în loc de mulțumesc oamenii să mă lovească. Eu nu-s bun, soția mea nu-i bună, copiii mei nu-s bun, pantofii mei nu-s frumoși, mașina mea nu-i bună, nimic nu-i bun. Dacă așa stau lucrurile, nu mai vreau să mai slujesc. M-am săturat de lovituri, m-am săturat de înțepături, m-am săturat. Când am venit în vizită, eram bun. Când am venit de tot, nu mai sunt bun. M-am săturat. Dar este cinstit să mă supăr eu să mă răzbun eu pe Dumnezeul meu, pentru că mă supără oamenii? Ce rău mi-a făcut mie Dumnezeu să nu mai slujească? Aici am să mor. Aici am să mor. Fac cât poți mai bine, nu oricum. Fă din dragoste, nu din alte interese. Fă indiferent de circumstanțe, nu numai când ești apreciat. Fă tot timpul. De ce însă alții nu fac? Cum se justifică? Ei se împiedică de obstacole. Nu fac unii pentru că nu-i cheamă nimeni. Nu-i cheamă Biblia? Alții nu fac pentru că cineva nu merită. Nu merită Domnul? Alții nu fac pentru că s-au simțit deranjați într-o anumită împrejurare. Hristos n-a fost deranjat când a murit pentru noi? Alții nu fac pentru că nu-i apreciază nimeni pentru ce au făcut. Cine l-a apreciat pe Domnul pentru că a murit? Concluzii înainte să ne rugăm. Vreau să vă spun pilda unui creion. Unul dintre prietenii și frații mei mi-a trimis această pildă știind că eu am nevoie de ele să le spun în predică. Și m-am bucurat că am avut o resursă să vă pot spune în seara aceasta. Știți ce e acela un creion? Cu toții am ținut cel puțin o dată în mână un creion ca să scriem. Uitați-vă la pilda lui. Creionul s-ar putea să se creadă important și este, dar întotdeauna este nevoie de o mână să-l țină, că altfel cade și nu mai face niciun semn. Poate de multe ori îmi trece prin cap că sunt un om bun și că fără mine Biserica Betania n-ar mai merge. Dar mereu și mereu trebuie să-mi aduc aminte că-s doar un creion în mâna Dumnezeului meu. Și atâta timp cât El mă ține în mână, scriu. Dar în ziua în care va da drumul, cad și nu mai mă ridică nimeni. Atâta timp cât Dumnezeu te ține, cânți, predici, faci o slujbă, dar în ziua în care Dumnezeu te cheamă acasă, nu mai poți să faci niciun semn. Fii modest și nu te mândri pentru slujba bună care o faci. Mâna bună a stăpânului trebuie să primească lauda, nu creionul. Creionul este bun întotdeauna, însă are nevoie să fie ascuțit. Care creion nu are nevoie să fie ascuțit? Cele mai noi trebuie să le mai puș în spate, să mai iasă mina afară. Însă metoda clasică este că îl ascuți. Ascuțirea creionului e o operație dureroasă. E acolo o lamă tăioasă care rupe din el. De multe ori nu mai scriem bine și Dumnezeu ne împinge în ascuțitoarea Lui și atunci ne doare. Și țipăm: unde ești? Sunt lângă ascuțitoare și te țin acolo ca să te ascut și să scrii mai bine, să scrii mai fin, să scrii mai frumos. Nu trebuie să te sperii, sunt lângă tine. Chiar atunci când ești în ascuțitoare, mâna mea este pe tine ca de obicei. Creionul poate fi foarte eficient, dar uneori e nevoie de gumă să șteargă ce a scris el. Cum te simți atunci când vine cineva și spune: n-ați cântat bine în seara asta, n-ai predicat bine în seara asta, cântarea aia n-a mers bine. Cum te simți atunci când faci un lucru și cineva vine și șterge ce ai făcut? Ține minte, oricât de bun creion ai fi, câteodată e mai bine să șteargă cineva ce ai scris decât să lase așa. Acceptă că uneori trebuie mai bine să fie șters ce ai făcut. Aș vrea să vă spun un verset biblic și să închei.
2 Cronici, capitolul 19, versetul 11. Mai erau câteva aplicații ale creionului, dar nu vreau să lungesc pentru că s-a expirat timpul meu. Iată că aveți în frunte pe marele preot Amaria pentru toate treburile Domnului. Și iată că l-aveți și pe Zebadia, căpetenia casei lui Iuda, pentru treburile împăratului. Și iată că aveți înainte pe dregători și pe leviți. Acum, poporule, întăriți-vă și lucrați și Domnul să fie cu cel ce va face binele. Întăriți-vă și lucrați. Nu vă mai permiteți doar să vă uitați unii la alții. Dacă poți să faci ceva într-un domeniu, ridică-te pentru Dumnezeu. Dacă eu nu merit să te ridici pentru mine, nu te ridica. Dar pentru Dumnezeu se merită să te ridici. Ridică-te pentru Domnul. Ridică-te pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Ridică-te pentru onoarea Duhului Sfânt. Ridică-te pentru gloria împărăției și pentru înaintarea ei. Ridică-te pentru demnitatea Tatălui care l-a dat pe Hristos pentru tine. Nu aștepta să merit eu ca să te ridici. De 1000 de ori eu nu o să merit. De 10.000 de ori el nu o să merite. Dar Hristos merită mereu. Hristos merită să dai, Hristos merită să vorbești, să cânți, să fii prezent, să repeți. Hristos merită totul, pentru că El e Dumnezeu. De ce stai și te uiți? Era o văduvă și a avut doi bănuți. S-a uitat la ei și a spus, pentru numele Domnului, și a aruncat în locul unde se aruncau banii la casierie. Și Hristos a văzut-o. Și a făcut o afirmație care șochează. Femeia aceasta a dat totul. A dat mai mult decât toți. Mă uit la mine și mă întreb, Doamne, pot predica mai bine decât am predicat până acum? Pot păstori cu mai mult suflet decât am păstorit până acum? Pot iubi cu mai multă evidență decât am iubit până acum? Pot ierta cu mai multă ușurință decât am iertat până acum? Doamne, pot ajuta poporul acesta să te cunoască pe tine mai mult decât l-am ajutat până acum? Doamne, pot da mai mult bani pentru lucrarea ta? Doamne, mă pot duce mai mult și mai des în locuri unde e nevoie de mine să vorbesc despre tine? Doamne, pot face ceva mai mult pentru numele tău, pentru că vin mâine la tine și mi-e rușine să dau ochi cu tine, că tu ai dat totul și eu am dat aproape nimic? Te chem în seara aceasta să te confrunți cu ceea ce Dumnezeu vrea să faci și să înțelegi că mai e un pic și ne cheamă Dumnezeu acasă. Și aici lăsăm totul și luăm cu noi doar ce am făcut pentru El. Ce ai făcut pentru El? De ce stați și vă uitați unii la alții? De ce nu vă rugați mai mult? De ce nu vă rugați pentru mine să-mi dea Dumnezeu mai multă înțelepciune și putere? De ce nu vă rugați pentru Biserica Betania mai mult? De ce nu postiți mai mult? De ce nu alergați mai mult? De ce nu dați mai mult? De ce nu repetați mai mult? De ce nu cântați mai mult? De ce vă uitați unii la alții? Frați și surori, este o seară în care Domnul nu ne-a spus să nu mai faceți păcate. Ne-a spus altceva. Ridicați-vă la slujbă, fraților. Dați tot ce aveți mai bun în dumneavoastră. Dați tot ce aveți mai bun în slujba în care va chema Domnul. Dacă aveți un talent, cheltuiți-l pentru Domnul. Aș vrea să vă invit înainte să ne ridicăm în picioare să vă plecați capetele. Vă rog pe toți, aplecați-vă capetele în fața Domnului și în prezența Domnului. Sunt aici oameni, bărbați sau femei, care se simt vinovați în seara aceasta, că ar fi putut să facă mai mult, dar n-au făcut? Sunt oameni aici care știu că ar fi putut să dea mai mulți bani, ar fi putut să fie mai mulți prezenți, ar fi putut să facă mai multe lucruri pentru Domnul, ar fi putut să se roage mai mult, să iubească, să ierte, în general, să facă mai multe lucruri decât au făcut și din motive așa de copilărești, n-au făcut. Și în seara aceasta se simt rău în fața unui Dumnezeu care a făcut totul și care nu l-a lăsat nici pe diavolul și nici durerile fizice să-l împiedice, să se aducă jertfă. Și când era gata să se oprească, a spus, Tată, totuși, mă duc, pentru că iubesc. Sunt aici oameni care se simt așa și vor în seara aceasta să se pocăiască? Aș vrea să vă cer în numele Domnului să ridicați o mână și prin gestul dumneavoastră să mărturisiți că vă pare rău pentru că n-ați făcut mai mult. Să nu vă fie rușine de mâna ridicată. Primul care am ridicat-o am fost eu și mulți alții dintre noi. Frați și surori, haideți să ne cerem iertare în fața Domnului și să-i promitem lui Dumnezeu că restul zilelor noastre nu vom mai sta
în ceea ce privește slujirea. Nu ne vom mai uita ineficient, pierzându-ne vremea unii la alții, ci vom da tot ce avem mai bun și mai mult pentru Domnul. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să intrăm în rugăciune tot poporul și să încheiem serviciul divin din această seară. Ne rugăm împreună Domnului. Tatăl nostru care ești în cer. Amin. Dragi frați și surori, vă rog să-mi permiteți să mai folosesc un minut sau două pentru ca să vă spun ceva. Tocmai am terminat vineri o perioadă de 40 de zile de post și de rugăciune. Data trecută, când am mai avut o perioadă de post și de rugăciune de 40 de zile, imediat după ce s-a terminat perioada aceasta, ne-am confruntat cu o problemă pe care am depășit-o greu. Întotdeauna trebuie să plătim ce facem pentru Domnul. În timpul slujbei divine, o persoană care a vrut să vină să se închine cu noi la biserică, lăsându-și mașina în parcarea de la centru creștin și traversând strada, a fost lovit destul de grav de o mașină pe Caldwell. Și a fost un om ca noi care a vrut să vină să se închine lui Dumnezeu. Înțeleg să lovească mașina pe cineva când se duce la într-un loc unde face păcat. Dar să lovească mașina pe cineva când vine să se închine Domnului în sanctuar. Dumneavoastră vă imaginați care sunt aceste implicații. De la prima până la ultima. Un lucru este clar. Toate lucrurile care se întâmplă sunt pentru binele nostru dacă îl iubim pe Domnul. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm pentru omul acesta. Este un frate ca mine, un frate ca dumneata. Este un om. Poate l-așteaptă și pe el diseară acasă soția și copiii, cum ne așteaptă pe noi. Nu știm cât de grav este, dar știm doar că l-a lovit mașina destul de grav. Vreau să stăm înaintea Domnului pentru el. Frați și surori, să simțim emoția aceasta de solidaritate cu cineva care trece prin necaz. Că astăzi a fost rândul lui, dar poate mâine este al meu. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne rugăm fierbinte, Dumnezeu să-i dea viață
să-l facă sănătos, să-și poată câștiga pâinea și pentru toate celelalte efecte negative ale acestui incident, să ne rugăm ca să fie în controlul Domnului. Haideți să intrăm în rugăciune. Autoritatea Domnului Iisus Hristos, închinăm înaintea Ta și Te proslăvim pe Tine. Te binecuvântăm că ești Domn. În autoritatea lui Iisus din Nazaret, îți mulțumesc și mă închin. Tu care cunoști toate situații. Te laud, Doamne, pentru numele Tău și pentru slava Ta. Situație, că ne-ai spus, Doamne, și ne-ai învățat. Să ne rugăm, autoritatea lui Iisus, mă rog, pentru persoana aceasta care a fost lovită și care l-a spus. În numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, te rog, Doamne, nu îngădui să se întâmple nimic. Doamne, îngăduie să nu-și piardă viața. Îngăduie să nu aibă nimic care să rămână consecință sau handicap fizic pentru el. Păzește-l și binecuvintează-l în autoritatea lui Iisus Hristos. Doamne, cerem din partea Ta izbăvire pentru el. Noi ne rugăm unui Dumnezeu puternic. Noi ne rugăm unui Dumnezeu mare și glorios. Că Tu, Doamne, niciun os din oasele Lui să nu fie rupt, și să fie întreg și sănătos. Doamne, îți cerem lucrul acesta în autoritatea Lui Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău. Ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pe Tine că Tu ești Domnul. Îl punem pe fratele acesta în mâna Ta. Punem situația lui în mâna Ta. Punem familia lui în mâna Ta. Punem situația aceasta în mâna Ta. Îți mulțumim că Tu ne asculți. Îți mulțumim că suntem în brațul Tău. Și indiferent pe unde trecem, Tu ești Dumnezeul nostru. Lăudat să fie numele Tău. Îți mulțumim, Tată, îți mulțumim. Îți mulțumim în numele Domnului că suntem în brațul Tău și că Tu ești Dumnezeul nostru în orice situație. A Ta să fie slava. Frați și surori, rugați-vă pentru persoana aceasta, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mulțumim oaspeților noștri, duce salutări la Arkansas și oriunde de unde ați venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să aveți o săptămână cu Domnul Iisus, toate lucrurile să vă meargă bine, Dumnezeu să vă aibă în pază. Fanfara va cânta, iar biserica se eliberează. Mergeți în pace, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viața.